Salutare! Vă tot vorbesc despre prezente mai bine de un an de zile. atributul principal al vindecării, al trezirii spirituale, al iluminării, iubirii, abundenței, fericirii și bucuriei fără de obiect, al păcii și al liniștii interioare, da? Trăirea prezentului, atenție, trăirea, nu gândirea despre prezent, Așadar, abordarea trăirii prezentului prin anumite tehnici și metode pe mine m-a vindecat de anxietate, depresie și atacuri de panică. Și, da, mă duc până acolo, până la a afirma că m-a vindecat și de boală la nivel de corp. Este și normal. Pentru că acest corp există doar în prezent. În prezent respiri, în prezent bei. În prezent mănânci, în prezent faci baie, sex sau eu mai știu ce dracului activități faci tu pe acolo. <gântu -i> Toată viața asta decurge doar în prezent. Nu în capul tău, nu în gânduri despre trecut și gânduri despre viitor. Unica realitate, viul vieții, este doar în fața ochilor tăi, desfășurându-se doar aici și acum. Foarte mulți îmi vorbesc sau mă întreabă despre ayahuasca. Unii îmi spun că au luat și ce bine a fost, ce au văzut, ce au trăit, alții că au luat și sunt mai rău ca înainte, adică mult mai rău ca înainte, alții mă întreabă că sunt curioși să încerce și ei. Am să le răspund în acest clip tuturor. O opinie personală despre acest fenomen însă nu pot emite, pentru că nu am experimentat așa ceva, nu am luat. Și, cum am mai spus-o, tot ceea ce vorbesc, vorbesc din experiență personală. Dacă n-am făcut-o, n-am trăit-o, n-am ce să discut, n-am o părere reală despre acest fenomen. Însă vă pot spune ce am observat la oamenii care, au, la oamenii care mi-au trecut pragul cabinetului sau cu care am lucrat online și au consumat așa ceva. Bine, am citit despre Ayahuasca și aș putea să vă spun, dar sunt mulți alții care redau cunoștințe așa magazinate mental și eu nu sunt unul dintre ei. Doriți explicații, căutați în altă parte, de-astea științifice. Bă, dar din toți ăștia din care au luat ayahuasca și n-au fost puțini, atenție, și mulți dintre ei s-au dus de mai multe ori. Bă, nici măcar unul nu stătea în prezent, mă. Nici măcar unul nu era bine. Asta vă pot spune cu mâna pe inimă. Foarte mulți se duc să ia ayahuasca pentru a se vindeca de traume. De suferințe psihologice, sau eu mai știu ce trezi spirituale, iluminare, sau deschiderea celui de-al 17 la ochi. Mm -hmm. Și ce mari țepe și-au luat. <laughs> Sigur. Țepe pe care și le ia lumea și cu altfel de abordări, să zicem, așa zis spirituale sau terapeutice, care omit punctul principal, prezentul. Ți-ai văzut vieți anterioare, ai văzut monștri, ai băut și mațele de tine, după care, ce crezi? E normal mă, să te simți bine, o perioadă. Și după aia o iei iar de la capăt. Și mulți dintre voi mai rău ca înainte. Ce mi-e că bei ayahuasca, ce mi-e că fumez marihuana, sanax sau bei o sticlă de whisky? Sunt doar experiențe de viață. Nu viața. Mm -hmm. Repet, am spus-o o mie de ori. Viața este doar în fața ochilor tăi. Te-au adus toate practicile astea. Te-a adus psihologia liniară, da? Psihologia. Vreodată în prezent? Dar healing-ul, da NLP-ul, da craniosacrala, da hipnozele, da astrele, horoscoapele sau eu mai știu ce e numerologie ho... și energie și tot mixezi în tine cureți și aliniezi îmi spun eu, nu de-aia suferi în continuare măi, <laughs> nebunule <laughs> și de ceva încă nu e bine la interior și știi foarte bine despre ce vorbesc băi nene, dacă viața este aici și acum energia universală este liber curgătoare doar în acest moment, doar în acest moment sau minunată clipă și numai în fața ochilor tăi, cer o stare să preci inaberațiile minții, despre trecut și viitor. Hmm? Băi, e logic, mă. Înțelegeți că nu veți rezolva nimic. Mulți dintre voi v-ați convins deja de acest lucru. Sigur, prezentul este doar primul pas, însă este absolut necesar. De aici, doar de aici, după ce atenția stă permanent aici și acum, lucru vizibil, prin nemișcarea sau în nemișcarea globilor oculari, se poate merge mai departe către cel care vede prezentul și de acolo către percepția pură al 17 pe la ochi, alea, alea, ce visați voi toți și vă plac voi. băie e multă muncă, mă, nu mai fiți putori, că nu vă iese și vă bubuie și mai rău. O dați în schizofrenie și psihoze, jucându-vă cu gândilarea centrului, centrilor energetici. Deci orice abordare la nivel de spațiu mental este ineficient. Rădăcina anxietății și depresiei este în minte. N-ai cum să vinde, vindeci o așa zisă boală provocată de minte, tot cu mintea. E cretinoidă afirmația asta. Hai mă că e la mintea cocoșului și am vorbit cu ast despre asta în zeci de clipuri. N-ai cum să scap de demoni locuind tot în iad. Bă, n-ai cum. Există diferite tehnici care ți aduc atenția în prezent, sigur că da. Coborând-o din spațiu mental aici. Dar asta trebuie aplicate. Nu sunt multe. Iar eu consider respirația conștientă atributul principal al prezentului. Și am vorbit și despre asta tot aici pe YouTube, de multe ori. Însă mă simt obligat să repet că respirația este doar începutul, clasa 0. Dacă rămâi aici, mintea va veni peste tine, bubuindu-te și mai puternic înainte. Mă, frații mei, spiritualitatea asta se începe cu prezentul, mă. Toate cărțile sfinte, toate școlile spirituale și toate religiile ne indică către eternul aici și acum. Până și rugăciunea Tatăl nostru îți indică direcția pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne o nouă când, mă? Astăzi, mă, fratele meu, Dacă nici măcar nu poți sta cu atenția toată ziua în prezent, nu ai nicio legătură cu spiritualitatea. Ești pământ de flori. Mm -hmm. Un om ai cărui globe oculari fix, ai cărui globe oculari se mișcă, pardon, în toate direcțiile când vorbește cu tine, nu este autentic, frate, și nu e trăitor. Și nu stă în prezent. Este acaparat total de minte. Și îți relatează ce a înregistrat și copiat de la alții rahat rece informațional. Cuvinte moarte, așa cum le spune Isus în Biblie și certa pe farisei și să aducei pentru folosirea acestora. Poți să citești tu 200.000 de cărți, zeci de cursuri și seminarii să faci. Ești doxă de cunoștințe, dar eu te văd că nu-ți poți ține atenția aici și acum în prezentul ăsta minunat. Dacă tu nu stai nici măcar câteva minute aici, în prezent, este clar că habar n-ai cine ești. Și bați câmpii vorbind despre zeități, vindecare, realizare, iubire, lumini, îngeri, ceacre și alte rahaturi mentale, mă. Ansele tale, mă nebunule. <laughs> Te știi tu ăla care ești. Băi, dacă nu ești stăpân nici măcar pe atenția ta, ești un ghiveci pseudo-spiritual. O cutie rece cu cunoștințe acumulate. Dragilor, puneți mâna și învățați cum să vă mențineți atenția în prezent, nu mai lăsați să plece atenția pentru nicio secundă și pentru niciun motiv. Și abia după ce atenția stă în mod, nat în mod natural aici și acum, în viul vieții din fața ochilor voștri, după foarte multă muncă, abia după această etapă în care privirea rămâne fixă, panoramică și defocalizată, fără efort, Așa cum o are șeful tău aici de față. <laughs> Repet, abia după această etapă poți spune că începi călătoria către interior, către sine. Uh -huh. Deci orice abordare spiritual, terapeutico-vindecătoare, dacă nu te învață cum să ții atenția permanent în prezent, este doar o experiență trecătoare vine și pleacă. Nu vindecă, mă. Ba mai rău, creează dependență. Aici se încadrează chiar și psihologia liniară, sigur că da. Ai luat ayahuasca, cocaină, marihuana, anxiar, sanax, sau ai fost să-ți faci astogramă, cum spuneam și mai devreme, ți-ai măsurat energiile, chipurile, echilibrându-le. Toate. Doar abs dar absolut toate nu fac nimic altceva decât să-ți să ofere experiențe efemere. De-aia vrei din nou și mereu, mai mult și mai mult, și iar și iar. Dacă ți-a mai, ți mai rămas un neuron întreg în cap, realizezi că este necesar să-ți corecteze atenția. Mă. Să o cobori din lumea fantasmagorică a gândurilor în realitatea unică, cea din fața ochilor tăi. Cum? Păi în primul rând lasă vrăjeala și trâncăneala, bagă mânuța adânc în buzunar, vină să te învăț ce să faci și cum să faci, vină să trăim împreună tăcerea minții și puritatea momentului prezent, aici la cabinet sau online, unul la unul, sau, și mai bine, vin în tabăra de pe 10 martie, să scap naibii odată de fricile alea și de problemele alea imaginare. Mai am doar două locuri disponibile. 10 martie. La monte. Renunță la a mai privi în spate într-un trecut care nu mai există. o spunea că doar proștii se gândesc la trecut neavând inteligența necesară pentru a trăi în prezent. Și tot proștii, <laughs> dar în special fricoși, își imaginează lucruri despre un viitor incert. Asta pentru că nu au curajul să trăiască în totalitate în prezent, să se abandoneze voii divine. Tatălui Ceresc, facă-se voia ta. Mare figură și eu și ăsta, <laughs> Și câtă dreptate are. Așadar, dacă tu încă mai crezi că există trecut și viitor, treci peste clipul ăsta, nu-i pentru tine. Nu e nimic greșit, nu e nimic rău, nu ești prost, nu, iartă-mă că l-am citat pe ușă. <laughs> de ia ți ușor așa și du-te tare, tati. Eu mă adresez celor care vor să trăiască, să fie vii, să se bucure de fiecare secundă oferită de divinitate, de unicitatea și prospețimea unicului moment real a Darului Divin, prezentul de cei care vor să transceandă nivelul cuvintelor, să nu mai rămână blocați la acest nivel. Da, acest moment e totul. Uită de trecut, uită de viitor, momentul acesta trebuie să devină rugăciunea ta, dragostea ta, viața ta, moartea ta, totul și nimicul tău. Orice ai face, nu vei scăpa decât decât dacă înveți cum să stai fără gânduri. <laughs> Hai. Te pupă fratele tău. <laughs>